Bună ziua! Revenim în această parte a doua a emisiunii. Voi continua să discut de data aceasta singur, referitor la politizarea educației, tema pe care este astăzi, arătând câteva aspecte și mergând pe lucruri care sunt concrete și împărțim această oră pentru că în această perioadă se împlinesc 65 de ani de la moartea, de la trecerea în veșnicie a genialului sculptor Constantin Brâncuș, care este mentorul, spiritus rector și părintele spiritual al universității noastre. Voi face câteva afirmații legate și de acest eveniment. Dar, mergând pe ideea implicării politicului, una este politizarea și alta este rolul pe care îl au partidele în viața economică, socială, culturală și așa mai departe, pentru că în democrație, fără politică, fără existența partidelor, nu se concepe, cel puțin în acest stadiu de dezvoltare și de formare a societăților, nu se concepe fără acest rol foarte important pe care îl au partidele politice, doar atunci când intervin exagerând rolul lor, atunci lucrurile sunt de altă natură în defavoarea sectorului, domeniului respectiv, așa cum este cazul educației. Așadar, o exagerare a implicării partidelor, mai ales pe plan local, acolo unde la conducerea unităților de învățământ este nevoie de persoane cu foarte bun profesionist și cu o capacitate managerială pe măsură, în condițiile în care doar pe criteriu politic se numesc aceste persoane, lucrurile stau foarte, foarte rău. Pentru că noi vorbim de rolul pe care îl are educația. Pe toate planurile este la baza tuturor, de aceea și ca prioritate numărul 0, prioritatea 0 sau numărul 1, și într-adevăr este nevoie de astfel de planuri multianuale, planuri naționale, de a se toți factorii importanți de decizie să participe pentru a îmbunătăți educația și un rol foarte important asupra tuturor celorlalte sectoare de activitate, pentru că prin educație se pot dezvolta celelalte sectoare de activitate. Nu voi intra pentru că în amănunt, pentru că este redundantă explicația respectivă. Cert este că o afirmație despre care spunea domnul președinte al Senatului Universitar, domnul profesor Universitar Adrian Gorun, afirmația că învățământul este un dezastru la ora actuală, cred că este echivalentă cu ceea ce spunea Petre Roman despre industrie, că este un morman de fiară vechi. Adică influența este păgubitoare, păguboasă. O astfel de afirmație. Dar pentru a pune un diagnostic foarte clar, foarte solid, sustenabil, trebuie să facem într-adevăr să avem un diagnostic foarte, foarte clar. Dar dacă punem astfel de etichete, trebuie să și contribuim la îmbunătățirea calității învățământului și de aceea e nevoie de măsuri concrete, de reforme reale, sustenabile în acest domeniu, ceea ce încă nu se întâmplă și iar pandemia a acutizat, să spunem, gravitatea problemelor existente în învățământ. Dar, sigur, s-au găsit anumite căi și mai ales s-a apelat la învățământul acesta
utilizând tehnologii digitale, învățământul online. Acum, pentru că suntem într-un moment favorabil, întregul învățământ și preuniversitar și universitar se desfășoară în un sistem tradițional, față în față, ceea ce este un mare câștig, pentru că nu se poate compara încă învățământul față în față cu cel online, în sensul că încă nu s-a ajuns la un nivel atât de performant în zona aceasta online. Gândiți-vă doar la, să ne gândim doar la felul cum sunt realizate orele, cursurile, predarea, examinarea în sistemul online comparativ cu cel față în față. Și vedem care sunt diferențele net în favoarea învățământului față în față. Sigur că suntem în această perioadă unde digitalizarea este extrem de importantă, dar pentru acest lucru este nevoie ca acele centre, institute de cercetare care sunt la nivel central să elaboreze acele softuri educaționale care să contribuie la creșterea creativității, la o învățare mai profundă, la a învăța ușor, mai în o formă pe care o dezvoltă foarte bine, dezvoltată foarte bine în învățământul din Finlanda, adică să fie pe bază de jocuri, să fie foarte distractiv, mai ales la clasele care sunt preuniversitare, la clasele mici, în ciclul primar. Este foarte important acest lucru pentru ca școala să fie agreată de către elevi și să nu o corvoadă care să însemne doar o memorare și apoi redarea a ceea ce a învățat la școală, cum din păcate încă se petrece acest lucru în învățământul românesc. Deci e nevoie de reforme solide. Dacă luăm partea aceasta de participare a noastră, a elevilor români în competițiile internaționale, aici sunt două aspecte. Participarea în competițiile acelea PISA, unde sunt elevii de vârsta de 15 ani și aici competiția este internațională. E bine, la acest capitol nu stăm deloc bine. Aici se arată că învățământul de masă, aici se arată cam care este nivelul media învățământului românesc și chiar dacă ne mai împăunăm, așa cu ghilimele de rigoare, avem un învățământ performant, nu este deloc așa și acest lucru se vede în clasamentele pe care unde ne situăm noi din acest punct de vedere. Apoi, pe partea cealaltă despre care s-a vorbit aici, despre olimpiade. Sigur că la olimpiade noi avem rezultate foarte bune. La diferite domenii, matematică, fizică, chimie, informatică în ultimul timp și așa mai departe, dar și în alte domenii. Dar acest lucru este foarte important să și precizăm, pentru că este o competiție unde echipa care participă la competițiile internaționale, de echipa din echipa noastră, este mult mai bine pregătită în timp, adică sunt abandonate celelalte, în general, sunt abandonate celelalte discipline și se intensifică învățarea în domeniul acela de performanță la care participă la olimpiade. Și atunci avem de-a face practic cu o competiție care pare neloială, în sensul că una este să fie foarte bine pregătit un elev de către profesorii din învățământul preuniversitar, din învățământul universitar și doar făcând acest lucru, desigur, devine, să spunem, ca un atlet de performanță în competiție cu un altul care
a studiat toate disciplinele și nu își permite sistemele de învățământ din alte țări dezvoltate din punct de vedere, în acest punct de vedere, nu își permit acest lucru, sigur că doar pasiunea și aplicarea în domeniul respectiv îi face să fie performanți, dar în această dispută suntem în câștig de cauză tocmai prin pregătirea pe care o facem suplimentară în dauna celorlalte discipline. E bine să precizăm acest lucru pentru că altfel avem o imagine defavorabilă sau o imagine nereală și e bine să precizăm acest lucru. Sigur că am avut această șansă de a participa la cursuri, la stabilirea cadrelor didactice de conducere, a persoanelor de conducere, directori și directori ajunți, la proba de interviu, au participat, așa cum spuneam și în prima oră, cadre didactice, profesori de la universități, profesori care erau în domeniul acesta de management, management educațional sau cu activitate de conducere la cel mai înalt nivel la universitatea respectivă. O echipă din partea noastră a participat, dar metodologia, legislația în vigoare nu a dat posibilitatea să avem o contribuție în sensul de a păstra de a fi în limitele corectitudinii, în sensul că rolul nostru devenea doar, era un rol formal și nu făceam altceva decât să validăm ceea ce făceau ceilalți. Și o să dau și explicații de acest punct de vedere. Pentru că au fost făcute modificări în legislație și puteau să fie, și o să dau și exemplu și o să și argumentez, cum un director poate să rămână pe viață director, în condițiile care poate să nu participe la niciun concurs, nici măcar la proba scrisă. Și el poate să rămână pe viață director, ceea ce, sigur, orice prelungire exagerată duce la zona aceasta de dictatură. Și lucrurile acestea noi le-am constatat prin discuțiile pe care le avem cu masteranzii de la masterul de care am pomenit, legat de administrarea și conducerea unităților de învățământ, unde participă profesori de liceu sau de gimnaziu, învățători, educatori, și exemplele pe care le dau, în bună parte, nu pot să generalizez, sunt defavorabile învățământului, în sensul că rolul exagerat de mare pe care îl are directorul, care poate să fie pus politic. Și acest lucru s-a întâmplat, adică am observat noi, am fost foarte convinși și strigălătul acesta de disperare al masteranzilor ne-a făcut să fim în prima linie. Și apoi ne-am dat seama că aveau dreptate. Din această probă de interviu, care însemna jumătate din întregul concurs, veneau cu o zestre, să spunem, de punctaj la proba scrisă și candidații respectivi, în funcție de notele pe care le luau și la interviu, se împărțea la doi și cel care avea media mai mare, acela era director dacă candidau mai mulți pe postul respectiv. Dar, din păcate, lucrurile erau cu totul și cu totul altfel, pentru că așa permitea metodologia. Sunt trei aspecte. Odată, trebuia să prezinte pe parcurs unei ore de 60 de minute, 25 de minute strategia instituției de învățământ respective, la care dorea să fie director, după aceea
dacă nu mă înșel, 20 de minute pentru a rezolva o problemă care putea să fie, care putea să fie, se întâmple, o problemă pe care să o rezolve unde era și parte de legislație, o problemă care era pusă și de către, era o serie de întrebări din partea ministerului și la care s-au adăugat o altă serie mai mare de astfel de probleme din partea inspectoratului școlar. Județ Gorj, sigur că la acest nivel am participat. Și a treia era legată de competențe, a treia etapă de 15 minute, de competențe digitale. Trebuia să rezolve niște câteva probleme care erau, ci să le transmită, să le trimită la o adresă de mail. Lucrurile erau foarte clare sau au fost foarte bine diseminate, se știau aceste lucruri. Dar cum s-au aplicat? Asta este problema cea mai dureroasă, să spun, pentru că în final noi a trebuit să ne retragem. În primele zile, până s-au obișnuit cei care veneau și reprezentau directorul, pentru că nominalizarea din partea conducerii școlii, care se reprezentau în totalitate pe director. Directorul era cel care avea influența în Consiliul de Administrație, în Consiliul Profesoral și își numea două persoane, dacă primăria venea cu un reprezentant, dacă nu, venea chiar cu trei persoane din școala respectivă. În total, în comisia era formată din 5 persoane, iar rolul majorității era extrem de important. Și așa cum spuneam, diferența era, nu trebuia să fie o diferență mai mare de 3 puncte la evaluare. În condițiile în care erau aceste 3 puncte, sau mai mult de 3 puncte, atunci trebuia să fie făcută negocierea. Dacă se accepta negocierea, pentru că veneam de pe poziția, să spunem, profesioniștilor, adică în domeniul managementului educațional, și arătam care sunt aspectele pozitive, care sunt aspectele negative și cam unde ar trebui să ne situăm cu nota respectivă. Adică noi explicam de ce am dat nota pentru că erau din partea cealaltă profesori de sport, mă rog, foarte bine este așa, dar care ne-am dat seama că nu aveau competențe în domeniul acesta. Nici nu făcuseră cursuri pentru așa ceva sau erau din partea primăriei persoane care erau total în afara probleme educației, ca să nu mai vorbim de management educațional. Și totuși veneau cu niște pretenții și cu o fermitate în acordarea notelor. Erau imposibil de a fi deturnați, să spunem, de la fixismul acesta cu care veneau de acasă cu lecția învățată. La început, în primele două zile, a fost posibil pentru că ei știau, pentru a-l pica pe contracandidatul directorului, trebuia să fie nota 6. Directorul, de exemplu, nu luase, în condițiile în care nu luase examenul, nu luase proba scrisă. Și ca atare, dacă nu avea nota 7 candidatul sau candidații, nu putea să fie director. Și veneau cu nota 6, chiar dacă acel candidat era performant și merita o notă mult mai mare. În condițiile în care, împreună cu reprezentantul Inspectoratului Județean, care era președintele comisiei, acordam nota, să spunem, obiectivă, în condițiile în care, sigur, subiectivitatea umană este normală, dar acordam o notă în limitele cunoștințelor și a răspunsurilor pe care îl formulau candidații respectivi. Și atunci, dacă apărea nota
8 sau 9, pe total era 7 sau peste 7 și candidatul respectiv putea să ia locul directorului care aștepta să se întâmple ceea ce stabiliseră, să nu cumva să vină un alt candidat, pentru că el nu luase proba scrisă. Ei, s-au mai întâmplat astfel de cazuri. Și atunci, după primele două zile, au venit de un radicalism incredibil. Adică nu mai acordau altă notă decât, și au fost cazuri concrete, nota 1. Deci veneau 3 din partea, să spunem, garda pretoriană, adică, sigur, nu discutăm în istorie de, mă rog, garda pretoriană înființată de Augustus și la fel de oponentul său, Marc Antoniu și așa mai departe. Dar mergem pe zona aceasta de fidelitate, de loialitate extremă față de cel care i-a trimis de directorul respectiv. Sigur că în istorie, gărzile pretoriene, așa, intrat în legendă, 12 împărați au omorât, dar aici era în zona aceea de fidelitate. Ei veneau cu lecția învățată. Dacă erau candidatul lor prezent, dădeau nota maximă, 10. Dacă nu era candidatul lor prezent și pentru că nu luase examen, dădeau nota 1, de așa manieră încât ceilalți să nu vină. Și haideți să facem câteva calcule, să vedeți că metodologia respectivă le dădea lor dreptate. În sensul că aveau, indiferent de ce note acordam noi, sigur, în limita obiectivității, pentru că asta era rolul pe care îl aveam noi, notele de acasă, să spunem așa, erau mai importante și acelea decideau. Să presupunem că era un candidat din altă parte, sigur, de la o altă școală și candidat la școala unde era postul vacant, pentru că persoana respectivă, directorul respectiv, nu luase punctajul minim, nota 7, la concursul, la proba scrisă. Și atunci, noi acordam note de, să spunem, dacă era foarte, foarte bun, 8, 9, nu am acordat nota 10, pentru că n-a fost un concurs de la cel mai înalt nivel, din păcate, adică nivelul cunoștințelor. Și felul cum au fost pregătiți nu erau de așa manieră încât să li se acorde nota maximă. S-a întâmplat, a fost și o excepție la care am participat, dar, mă rog, doar o excepție. Și atunci, veneau ceilalți cu nota 1, deci 3 de 1. Asta înseamnă 3 puncte, să spunem 8 și 8, 16, în total 19. Deci e clar că era sub nota 4. Și atunci, media, încercam negocierea. Bun, e mai mult de 3 puncte, haideți să negociem. Nu puteți să dați 1 dacă omul acesta a răspuns la întrebarea cu tare, unde profesionist, spunea reprezentantul inspectoratului județean, a răspuns corect, asta este legea, poftiți, vedeți cum asta, nu conta nimic. Totul era cu învățați de acasă, puneau nota 1. Și atunci era sub nota 5, după cum vedeți. Noi aveam jur de sau cât, în sfârșit, ei erau apropiați de noi, aveam la medie mai mult de 2 puncte și eram eliminați, ei erau în apropierea mediei respective și se făcea, după ce eram noi eliminați cei 2, se făcea media celor 3 și putea să fie nota 1, în condițiile în care respectiva persoană chiar merita să fie directorul și să înlocuiască pe cel care nu obținuse media, nu participase și nu obținuse media minimă la proba scrisă. Sau altfel, în condițiile în care venea directorul lor și avea anumite probleme legate de răspuns. Fie că nu avea prezentarea strategiei, era destul de subțire, să spunem așa, adică era o strategie destul de necompetitivă sau nu era
nu era adaptată la nivelul școlii respective, o preluase din altă parte, mai răstălmăcise, mai interpretase și era o formă de genul acesta și mai ales în condițiile în care, să spunem, el venea cu o analiză SWOT, de exemplu, cu puncte tari, puncte slabe și așa mai departe, iar la punctele slabe, sigur că acelea trebuie să le diminuie sau chiar să le elimini și venea cu niște, trebuie să vină cu anumite direcții și anumite ținte strategice care să fie în zona respectivă sau de consolidat punctele tari. Veneau cu totul și cu totul alte lucruri, n-aveau legătură. Deci nu puteai să-i dai maxim de punctaj în condițiile în care erau astfel de interpretări și nu aveau legătură une cu altele, adică erau lucruri diferite. Dacă la problemă, de exemplu, nu răspundea, asta este legislația, nu a știut, mergem mai departe. La competențe digitale se dădeau două puncte. Odată, dacă se răspundea corect la problemele respective și un punct dacă trimitea, asta era metodologia, putea să trimită chiar un fișier, să spunem, cu câteva elemente și dacă îl trimitea la adresa de mail care era indicată, lua un punct. Nu trimitea acest lucru, deci practic nu avea cum să-i dai nota 10. Sigur că noi explicam de ce dădeam o anumită notă. Ceilalți spune, cum justifici totuși nota 10? Și erau răspunsuri de-a dreptul aberante. Îl susțin pe domnul director pentru că a făcut, nu știu ce a făcut și ce va face. Nu are legătură cu, mă rog, e vorba de implementarea, să spunem, strategiei unui program de dezvoltare instituțională pe 4 ani, cât e mandatul, să spunem. Dar e vorba de a evalua ceea ce este răspunsurile efective. Nu, această susținere nu era, era de neoprit și nu se putea modifica. Era evident nota 10. Dacă dădeam o notă mai mică și nu se putea negocia, sigur că eram noi eliminați și rămânea nota maximă, nota 10, ceea ce era absolut incredibil. Ceilalți candidați care veneau, sigur, aveau notă, bineînțeles, o notă mult mai mică. Ce se putea întâmpla? Pentru că o să spuneți, domnule, dar de ce nu se făcea contestații? Da, se poate face contestație legat de nota proprie. Am primit nota 7.20 și mă consider nedreptățit, ca atare solicit să fie să fie din nou analizat și contestația se făcea într-un județ vecin. Și obținea, să spunem, nota 7.80 sau nota 8. Bun, nu era suficient față de 10 cât primea celălalt. Deci n-avea cum. El nu putea să conteste nota celuilalt decât propria notă. De aceea contestația era de așa manieră încât îi favoriza tot pe cei care erau pe cei, majoritatea care decidea nota respectivă. Asta a fost zona aceasta, în această cheie s-a desfășurat. Și sigur că, văzând că lucrurile se radicalizează, reprezentanții primăriilor erau extrem de agresivi, dacă nu susținem candidatul, nu mai finanțează școlile respective. Și atunci am încercat să dăm un semnal că lucrurile nu se desfășoară în regulă și de aceea noi ne-am retras. Dar lucrurile au continuat fără niciun fel de problemă, s-a considerat un succes, dar adevărul este că nu au fost puși în cea mai mare parte, să nu generalizez, cei mai competenți candidați. Din rațiunile pe care le-am enunțat. Așadar, în următorii ani, lucrurile nu vor fi de așa manieră încât să se îmbunătățească actul educațional,
Dimpotrivă, spune, pentru că una este să fii performant în domeniul managementului, în domeniul profesional, pentru că rolul directorului este foarte important și ce ar trebui să facă un director, nu intru în amănunte, dar sigur că este extrem, extrem de important, atât timp cât vine o persoană și încearcă să se califice la locul de muncă, vă dați seama unde să ajungă. Și sigur că sunt și extreme, adică persoane care nu erau agreate de colectivul respectiv, dar care s-au impus pentru că, din punct de vedere al susținerii, a obținut, să spunem, punctajul respectiv, era susținut doar de o mică parte, aceia care îl reprezentau. Au fost și astfel de cazuri. Cert este că astfel de lucruri ar trebui să fie schimbate, să fie schimbată legea, să fie schimbată metodologia respectivă. Este nedrept ca un cadru didactic să fie evaluat la astfel de lucruri, să fie evaluat de colegi în competiția cu alte persoane care nu beneficiază de acest avantaj să fie evaluat de către colegi. De aceea, din acest punct de vedere, este un dezavantaj pentru cei care vin din afară și încearcă să, și poate sunt foarte performanți, dar nu pot să ocupe sub nicio formă postul respectiv. Deci lucrurile acestea s-au întâmplat, nu e vorba de județul Gorj, acolo ne-am confruntat noi, e vorba de la nivel de țară și sigur că trebuie cumva schimbate. Eu nu neapărat pledez ca universitățile să se implice mai mult. E important ca aceste concursuri, proba scrisă, să nu se desfășoare în județul respectiv cu participarea colegilor sau a reprezentanților comunității, a OAT-urilor, a primăriilor în comisia respectivă, mai ales că erau persoane care nu aveau absolut nicio tangență cu educația, dar cu managementul educațional. Pentru că se puneau bazele de legislație și de strategie și de competențe antreprenoriale. Venea viceprimarul și știa că trebuie să pună pe persoana respectivă, nu mă conta, și au început să facă presiuni și prin presă, tot felul de bazaconii din astea scrise despre comisia, că n-au vrut să facă, mă rog, ceilalți care nu le-a dat câștig de cauză reprezentanților și așa mai departe, lucruri care nu ar trebui să se mai întâmple și cred că soluția este ca odată la 4 ani să se facă acest efort, să nu mai fie influențe și atunci să fie concursuri în care să fie doar competențele luate în calcul și exclus de a fi în comisie reprezentanții primăriilor, chiar dacă ei finanțează, dar asta este rolul pe care l-au ei. Mă rog, Ministerul Învățământului transferă sumele și ei sunt cei care la rândul lor finanțează școlile, dar pentru acest lucru nu trebuie să-și impună să-și depășească atribuțiile, pot să fie desfășurate în județul respectiv, dar cu persoane din afară, neutre. S-au întâmplat lucruri de genul acesta chiar în prezența reprezentantului ministerului, care a venit de 2 ori la comisia unde am fost și a participat efectiv, dar am văzut că a fost neputincioși și a dat seama de lacunele legislative. Bun, sigur că vom avea mai multe lucruri de spus din acest punct de vedere al felului cum ar trebui până la urmă să se desfășoare astfel de examene pentru a putea să câștige cel care este îndreptățit, cel cu competențe superioare față de concurenți. Dar acest lucru îl vom face în seriile următoare de prezentări la emisiunile MTV.
vă spuneam că voi încerca să spun câteva lucruri și despre Constantin Brâncuș, care sigur este mentorul nostru spiritual. Noi suntem purtătorii Universitatea Constantin Brâncuș, purtătoarea numelui Constantin Brâncuș, și se împlinesc 65 de ani de la trecerea în eternitate a genialului sculptor. S-au desfășurat diferite acțiuni pe această temă pe data de 16. Constantin Brâncuș a decedat pe data de 16 martie 1957, la ora 2 dimineața. A fost înmormântat în cimitirul Montparnasse pe data de 19 martie, deci suntem, mă rog, pe data de 18, așadar avem această ocazie de a spune câteva lucruri despre Constantin Brâncuș. Am participat din partea universității la Lainici, la Mănăstirea Lainici, unde a fost o slujbă de pomenire pentru Constantin Brâncuș, la care au participat diferite personalități, dar nu am văzut reprezentanții politici care se implică și pe care îi acuzam de acest lucru. N-a fost niciun parlamentar, sigur, lucrurile acestea nu cred că sunt importante, pentru că nu aduce niciun interes în privința aceasta, dar sigur Constantin Brâncuș, care este cel mai important, să spunem, persoană cu cea mai mare vizibilitate pe plan mondial și care este de departe personalitatea numărul 1 a județului nostru, dar și la nivelul țării și reprezentarea în exterior. Sigur că nu îi dau prea multe nu-i dau șanse, să spun, pentru a fi onorată memoria acestui geniu al sculpturii și artei moderne. Din punctul acesta de vedere, este de admirat ceea ce se face la Lainici. Sigur că se consideră că și Lainiciul a fost un loc de popas în deplasările pe care le făcea Brâncuș la Petroșani, unde s-a construit s-a turnat coloana, modulele acelea ale coloanei, clepsidrele coloanei infinită, dar cred că mult mai important este ca în perioada aceasta, între 16 și 19, e foarte bine că se întâmplă și la Lainici. Lucrul acesta s-a întâmplat pe data de 12 martie, într-o sâmbătă, dar cred că mult mai bine ar fi chiar să se păstreze și acolo fără discuție, dar și la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care este pe axa Brâncuș. În acest lucru sper că în viitor conducerea primăriei, cei care se ocupă de partea de cultură, să ia act de această dorință a târgujienilor, pentru că discuțiile care au fost acolo chiar se făceau astfel de afirmații: de ce Târgu Jiul, care a primit din partea lui Brâncuș acel ansamblu monumental unic în lume, cu valoare de unicat, eternizat aici la Târgu Jiu și nu la Lainici, și ca atare ar merita să fie cinstită memoria lui Constantin Brâncuș atunci când sunt astfel de evenimente. 65 de ani este o cifră care trebuie să fie marcată, cred, și la Târgu Jiu. Din punctul nostru de vedere, al Universității Constantin Brâncuș, o delegație de studenți condusă de doamna prorector Cornelia Tomescu Dumitrescu a făcut deplasarea la Paris, la cimitirul Montparnasse, din următoarele rațiuni.
și pentru faptul că era o cifră, să spunem, acel 65 de ani de la trecerea în eternitate a lui Constantin Brâncuș, dar au fost foarte multe voci de reproșuri la adresa celor care purtau numele de Constantin Brâncuș, deci la adresa Universității Constantin Brâncuș, din partea turiștilor, în cea mai mare parte români, pentru că mormântul lui Constantin Brâncuș din cimitirul Montparnasse era într-o stare deplorabilă. Ni s-a spus și ni s-au transmis tot felul de fotografii, de filmulețe, și atunci de ce la universitate? Pentru că purtăm numele lui Constantin Brâncuș. Știu că de acest lucru este în atribuțiile, să spunem, ale ambasadei României. Noi am încercat să luăm legătura, dar probabil că starea de tensiune actuală legată de intervenția Rusiei în Ucraina au făcut ca să nu acorde o astfel de importanță Ministerul de Externe. Am purtat de discuții și cu Institutul de Diplomatic, cu Centrul Diplomatic Român, cu conducătorul acestea, dar și cu la nivelul diasporei din Paris, respectiv asociația La Maison Romaine, cu președintele acesteia, domnul Herle, Alexandru Herle, a fost ministru al integrării. Și sigur, am încercat să facem noi o intervenție. Deci această deplasare care a fost făcută de un grup de studenți însoțiți de la nivelul foarte înalt, la nivel de prorector, și acolo lucrurile, o să vedeți și filmulețele care s-au făcut și fotografiile în care s-a depus o coroană de flori și s-a amenajat în limitele sigur respective, pentru că cimitirul Montparnasse găzduiește, mă rog să spunem așa, nu doar pe Constantin Brâncuș, dar și pe Eugen Ionescu, pe Țara, pe Cioran, alături de Simone de Beauvoir, de Sartre și așa mai departe. Deci este un cimitir privat, este foarte adevărat. Acolo este și una din lucrările foarte contestate sau cu mari probleme, să spunem, Sărutul lui Brâncuș și opera aceea lui de 90 de centimetri înălțime, cea mai mare lucrare, Sărutul al lui Brâncuș, care a fost scultată de Brâncuș și puse pe mormântul unei tinere studente rusoaice, care provenea din Kiev, deci părinții de origine rusă, dar care locuiau în Kiev, Tatiana Rashevskaya, care s-a sinucis la vârsta de 23 de ani, studentă fiind, a plecat la Paris și prin faptul că era o fire mai independentă și considerată anarhică, pentru că nu era de acord cu regimul respectiv. După unele studii, după unele surse, ea era nepoata lui Lev, spunea că era nepoata lui Lev Tolstoi. Cert este că a venit la Paris să studieze medicina, iar pentru a învăța limba franceză s-a adresat unui prieten de-a lui Constantin Brâncuș, și acesta s-a îndrăgostit, un medic care era la Institutul lui Pasteur, s-a îndrăgostit, a fost sigur o, să spunem, o dragoste fără viitor. Și în același an, în 1910, s-a sinucis și medicul român a încercat și a făcut
l-a contactat pe Constantin Brâncuș să-i creeze, să-i realizeze un monument funerar. Așa a apărut sărutul în cimitirul Montmartre. Foarte interesant este că, deși au trecut 100 de ani, de fapt, mai mult de 100 de ani de la montarea acestui monument funerar, la plasarea acestuia pe mormântul Tatianei Rașchevskaia, de fapt în 2005 a explodat sculpturile lui Brâncuș pe piața artei. Astfel, prima sculptură a fost vândută cu 27,5 milioane, o pasăre în spațiu, și în acel moment un avocat, de fapt un dealer de artă, Guillaume Duhamel, a căutat care sunt moștenitorii, așa da, de cei 6, mă rog, din Ucraina, moștenitorii descendenților Rașchevskaia, Tatianei Rașchevskaia, au început procesul, deși în prima parte statul francez, primăria a câștigat, după aceea în instanță, în ultima, i s-a dat drept de la moștenitori de proprietate, aceștia au vrut să preia respectiva sculptură care înseamnă zeci și zeci de milioane de euro. Lucrul acesta nu s-a întâmplat pentru că primăria orașului Târgu Jiu, iertați-mă, capitalei Franței, Parisului, a stabilit că este monument istoric, ministrul culturii a spus că este comoară națională și așa a rămas în continuare în cimitirul Montparnasse. Sigur că vom discuta despre Constantin Brâncuș cu altă ocazie, arătând și alte monumente funerare. Putem să simplificăm, să spunem, întreaga creație, operă și viața lui Brâncuș în Ora et Labora, în Roagă-te și muncește. Și sigur, putem să adăugăm și partea aceasta de iubire, pentru că poveștile acestea de dragoste care s-au finalizat, să spunem, în drame, acestea l-au impresionat și a eternizat lucrări de excepție. La revedere, vă mulțumesc!